Bună ziua tuturor, eu sunt Ilie și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod vrem să analizăm line urile care au fost săptămâna trecută la calificări pentru a ști ce să jucăm la calificările de săptămâna aceasta. Metaul se schimbă pe parcurs, așa că trebuie să știm bine cum să ne adaptăm. În acest video vreau să vă învăț un mic trick cum să ne adaptăm la meta și ce definește cu adevărat în weekendul respectiv metaul. Așa că hai să trecem direct la clip și să vă văd cum ne adaptăm. Paradox, băiatul de pe Twitter, un străin care ne-a despus aceste informații, ne-a făcut o foaie de Excel în care avem exact ce s-a întâmplat în prima săptămână de la Forge Qualifiers. Așa că vreau să vă zic, Meta, vorbi de primul lineup up Metafalica, un jucător, nu-l cunosc, acesta a fost line ul lui. El s-a calificat, el a dat tonul, ca să spunem așa. El a fost primul care s-a calificat la Master Tour Iron Forge. El a jucat un Demon Hunter agresiv, care poate câștiga cu il versus Control Dex. A jucat un Zoo care câștigă foarte ușor tempo per league game, iar un Enrage Warrior destul de surprinzător a dus, nimeni nu se aștepta să vadă acest deck, însă odată ce s-a calificat acest jucător Metafalica, toată lumea a început să-l joace. Cum s-a adaptat lumea, în primul rând, când au văzut că locul 2 au dus un build standard, ramp, paladin, pe care vi l-am menționat și data trecută în video. Avem un control priest, care are un unic condition de cutun, iar un OTK mage, să zicem că de costa îl poate la în jos. Însă, toată lumea a început să se adapteze nu după acești jucători, ci după metafalica. Pentru că el a câștigat, toată lumea se uită când se uită la cineva, de unde dă nedec de la câștigător, întotdeauna dăm nedec de la câștigător, nu ne interesăm ce se întâmplă sub el. De aceea vreau să vă prezint că toată lumea din top 8 pe Asia în acea zi a dat cu Enrage Bomb Warrior top 8, ceea ce înseamnă că warrior a fost super jucat. Prin acest lucru ne dăm seama că așa putem da counter. Primul jucător care s-a calificat pe Europa tot așa, a dat un ton. A zis, bă, voi vă jucați ce vreau eu, nu ce vreți voi. Așa că ne jucăm. Druid, token druid, surprinzător. Demon Hunter agresiv, un context surprinzător, nu l-a văzut nimeni venind. Pentru că Demon Hunter a avut atât de multe nerfuri, încât toată lumea a crezut că în deck asta nu se va mai juca. Iar un agro rog, deși există un weapon rog foarte util acum, un agro rog și mai bun, care se folosește de card draw și de OTK, mică, mult spus OTK, în schimb Cold Blood, iar Nitro Boost ajute, e fenomenal acest deck, cu având charge de pe dehand, iar foarte mult stilt minions care ne permit să luăm vele de pe aceste două cărți. În schimb, vedem cum se adaptează lumea. A trecut o zi, iar deja lumea se așteaptă să vadă mult Demon Hunter, se așteaptă să vadă multe Rage Warrior, se așteaptă să vadă și mult Ram Paladin, așa că îl vedem pe Relicory, sper că am pronunțat bine numele, uh, cum acesta dă efectiv counter la tot metalul? Să cu zi în urmă, se duce cu un uh, OTK Warrior, în schimb e un OTK Warrior Control, el se bazează că va da OTK cu această carte plus Sil silas, plus un Shield slam, așa funcționează. Deci e un control care face cât mai mult armură și după schimbă target și automat dă OTK. Vedem un Librarian Paladin care tot așa, se așteaptă ca lumea să aibă foarte multe decuri agresive și tot noi să ne dăm cu Librarian Ho foarte mult heals, putem controla cu Broomstick, minioni early game și un pris care dă efectiv, efectiv uh, controla la tot ce înseamnă Agrodex. Toată lumea și-a dat seama, bă, dacă toată lumea va da counter la primul line-up care l-am văzut în ziua de vineri, noi trebuie să dăm counter la counter și devine totul un, un amalgam de lucruri posibile pentru că duminica întotdeauna va, vom vedea toate cele trei tipuri de line-up, counter la line ul care a câștigat în prima zi și counter la counterul care a câștigat în prima zi. De ce? Pentru că line ul care va câștiga în prima zi întotdeauna va reveni și va fi la fel de puternic duminica, pentru că toată lumea se așteaptă din nou să se adapteze lumea și să joace exact ce se întâmplă prima zi. Așa că vedem cum Staz, un fost Grandmaster, a zis ok, voi vă duceți full control, eu o să aduc un Secret Mage, o să aduc din nou rage Warrior, în schimb, cu un cu un build-up mult mai echilibrat, un OTK posibil mult mai devreme jucând oricolor cu elite și din nou demon-hunter-ul pe care l-am văzut în prima zi. Tot lucrurile astea se echilibrează și trebuie să știm să ne adaptăm la treaba asta pentru că odată ce ne adaptăm putem să obținem mai multe victorii și tot așa putem obține și mai multe pachete. Românii s-au jucat și ei la acest, uh, aceste qualifiere Avem momentan afixează doar cei care s-au calificat până acum la un master tour Văd că se, lumea s-a împucat din nou să se joace oarecum competitiv. Îl avem pe Gucci, un jucător foarte bun care menține un 70% win rate. Doar din 5 open cups, la fel și Robinator din 5 open cups, 61% win rate, înseamnă aproape ronda 4 în fiecare în fiecare turneu. În schimb, avem și Grindery, de serviciu pe care eu îi apreciez enorm. îl avem pe Viper Mateo cu 20 de open cups jucate. Îl avem pe Sharpie cu 14 Open cap jucate iar pe Finales cu 15 Open cap jucate din păcate pentru are un Reunirid aproape neg e negativ însă sigur va reveni Sharpie în schimb Shadow pentru el, eu am fost foarte mult pe pe el în acest weekend, am reușit să dăm improv oarecum jucând amândoi în același timp a jucat foarte bine, în schimb unde a jucat foarte multe Open în el n-are cărți, așa că a avut un cuare mare dezavantaj în treaba asta, așa România au făcut și top 8 -uri. Se pare că doar Sharpie și cu Andrei Rau au reușit acest lucru, deși nu l-ați văzut mai devreme. Sharpie a reușit să facă un top 8 alături de Andrei Ro. Andrei Ro a jucat în qualifier și numărul 7 și s-a calificat cu line-up-ul mult spus de toc Andrei Droid Agro Rau și Roșie, Agro Demon Hunter. Puteți să-l găsiți pe tirs. Iar Sharpie tot la fel cu același line a și ce să facă pe serverul ENA top 8. În schimb, cei care au făcut deja 3 top 8 sunt doi asiatici și Naisil, este o fată din Argentina. Felicitări ei, mai trebuie doar un top 8 pentru a se califica. Ca să se califici la, la master tour, îți trebuie minim 4 top 8-uri. Ce vreau să țineți minte pentru această săptămână? este că întotdeauna lumea se va juca în prima zi ce s-a jucat săptămâna trecută și așa vă puteți adapta cât mai ușor. Vreți să dați counter direct la ce s-a jucat săptămâna trecută, s-ar putea să găsiți o nouă meta săptămâna asta, așa ca să vă pierdeți direct jocurile. Eu vreau să vă recomand să jucați același line-up pe care le-a jucat săptămâna trecută, pentru că meta nu s-a schimbat foarte mult, în schimb s-au schimbat tecarzurile, ale le puteți adapta și dumneavoastră în timp. Tot ce trebuie să faceți în momentul ăsta e să vă jucați backs dex pe care voi le controlați cel mai bine. Dacă jucați ce vă place voi, sigur faceți măcar să scoateți măcar un pachet din aceste turnee. Eu și Sharpie am format undeva în total am un doar jucând 14 op în cap sau 15, nu mai știu exact. Undeva la 40 pachete, gândiți-vă că 40 de pachete sunt undeva la 4000 gol, care înseamnă enorm pentru un weekend făcut de doi oameni nu sunt toate pe același cont, dar înțelegeți ideea. Jucați-vă ce vreți, dar țineți minte că lumea se va adapta foarte rapid și trebuie să jucați ce vă place vouă. Săptămâna asta s-a jucat Warrior, Demon Hunter, Priest, Paladin și cu mult token druid. Dumneavoastră trebuie să știți că aveți 6 clase puternice din care vă puteți face un line -up. Eu dacă voi juca în acest weekend, voi juca control warrior, control paladin, un fel de libram, văd eu cum îl fac și probabil un priest pentru că vreau să mă calific, dacă nu cu acest lineup sigur, sigur fac măcar runda 3 pentru că am jucat un duminică la ora 3 un lineup asemănător și am făcut runda 6, e super ușor, trebuie doar să știți să jucați astfel de decks. Până atunci, săptămâna asta am știut ce, ce am jucat, săptămâna viitoare vedem ce jucăm. Până una alta, Tilly a fost aici, va prezenta ce a avut de prezentat. Așa că ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă retrospectivă la ce să jucăm în Qualifier. Până atunci, mai bine! papa pa.